Un meci, cum a spus și la început, foarte greu, contra unei echipe care este mult schimbată în bine din punctul meu de vedere din iarnă. Trei puncte mari, am simțit și simt în continuare tensiunea pe acest final de campionat, pentru că este o luptă acerbă și cred că va fi o luptă până în ultima etapă. Am simțit o tensiune mult mai mare față de etapa trecută contra Chinii, pentru că lumea ne judecă în momentul în care noi n-am fi câștigat aici. Pentru că îi privesc pe Niuveni doar ca o echipă de pe ultimul loc. Atunci dacă rezultatul ar fi fost altul decât victoria, atunci lumea ne judeca astfel. Dar sunt ferm convins că Mioveniu, dacă nu vor depune armele, mai sunt încă 15 puncte, dar pot încurca multe echipe. Pentru că trebuie să spere până la capăt. Este o diferență de nivel între Superliga și Liga a doua și de ce n-ar spera până la capăt, până când matematic vor fi sau nu vor fi la baraj, pentru că atunci pot realiza, să zicem, își pot realiza obiectivul. Am fost destul de pragmatic, zic eu, în primul și în primul rând trebuia să fim taxați, formă alergi după egalare, demarcat, avem puterea, avem posibilitatea asta, pentru că am tot marcat goluri în sezonul ăsta. Mă bucur și pentru Para, pentru că a revenit în sfârșit și a marcat, l-am tot așteptat, am avut încredere în el, chiar mi-a spus că mulțumește că nu l-am schimbat, mi-a mai spus odată la un meci și a marcat gol egalizator la Craiova 1948, de data asta, crezând că a făcut într-adevăr niște greșeli sau a pierdut mingea în anumite momente, se aștepta ca să țină la pauză, i-am spus că am încredere în el și până la urmă a arătat-o pe tabelă. Întrebări? Nu știu, parcă din tribune a părut un pic mai ușor de echipa dumneavoastră pentru Hermannstadt și a fost chiar atât de complicat, pentru că v-am spus, din tribune parcă ați aport un meci în care pe care l-ați controlat, sunt de clar, și ne-ați făcut foarte mare măsă. Da, bun, văzându-l din tribună, nefiind direct implicați, se pare ușor. Într-adevăr, meciul l-am controlat, am avut ocazii, am avut și alte situații, dar în orice moment simțeam că Mioveniu ne pot pune probleme și atunci nu trebuia să ne relaxăm, chiar dacă aveam 1-0, dar era cea mai mare greșeală a noastră, dintre 1-0 la pauză, să ne culcăm pe ureche. A venit golul 2 și credeți-vă, nici la 2-0 n-a stat liniștit, pentru că oricând poate apărea un gol și atunci echipa adversă să intre în joc. E greu, pe bancă nouă ne este greu, se pot întâmpla foarte multe lucruri, știți foarte bine, 2-0 este scorul cel mai periculos. Eu ca fotbalist am trăit-o în 4 luni de zile să fim egalați de la 3-0. Și am pierdut și campionatul. Adică până trebuie să fim ca, știu eu, nu știu, până când echipa adversă nu s-a urcat în autocar, nu trebuie să ne considerăm învingători. 24 de puncte, sunt acolo la jumătate și aproape de locurile pentru barajul, pentru Conference League, avem și vreo 4-5 puncte peste echipa care acum fi pe loc de baraj pentru a rămâne învingativ. Unde se situează în campionatul acum? Către ce țintiți? Adică vă gândiți cumva că aș putea să primiți drumul pe cele din față? Am tot spus-o că vreau să urcăm loc cu loc în clasament, să luăm pas cu pas, încă de la începutul campionatului și acum, în acest play-out, am început pe locurile de baraj și datorită și celorlalte rezultate coroborate cu victoriile noastre, cu câștigarea 6 puncte în aceste două jocuri, a făcut să urcăm în clasament, dar nu e nimica terminat. Dacă m-aș bucura să avem în continuare o serie pozitivă, să urcăm cât mai mult, de ce nu, da? O luăm pas cu pas la fiecare meci, ne gândim acum la meciul cu FC Argeș de acasă, atâta tot. Îi luați și pe ei, nu? Și vă ați adus și un becut-o, rezați problema. Nu băgăm pe nimeni în B, fiecare sau doarme așa cum își așterne. În momentul în care câștigi un joc, acum se pot crea, nu știu, niște într-o situație de genul, apropo de FC Argeș, dacă ar ajunge la Liga a doua, să creeze așa între aceste două echipe, știu, pe parcursul anilor următori, o rivalitate. Nu, fiecare și-a făcut, a avut drumul lui și noi puteam fi mult mai sus. Acum ne batem aici și repet, este o drum lung, mai sunt încă 15 puncte în joc. O vedeți lupta acolo jos, ziceați că se va decide în ultima etapă. Da, cred că se va decide în ultima etapă. Vedeți că sunt foarte echilibrate și din punct de vedere al lotului, adică valoric. Poate Craiova peste puțin este și voluntariu, dar nu putem, cel puțin noi nu trebuie să ne relaxăm până la final. Până când matematic vom reuși să ne asigurăm menținerea. Paște fericit!